Salutare, dragi mei minioni, eu sunt Mio Prince și mi-am regăsit cu un nou episod de Rust. Astăzi, în episodul de astăzi, o să atacăm un elicopter. De fapt, el ne atacă pe noi, dar nici nu-l văd. O, șeze. Și acolo o să ne cam dea turnul jos. Alături de cătă. Și s-a blocat acolo. Opa. O, l-am nimerit. L-am nimerit, l-am cam enervat. L-am enervat. Opa, nu mai am glanță, acum am observat. Uite, aveți grijă că o să fie de... Uite că trage. Opa. Nu-l mai văd, din punctul ăsta. Opa. O să tragă și cu rachete, deci aveți grijă să fiți în partea opusă a turnului când trage cu rachete. Oh, shit. Ah, n-am fost, că s-a pus cineva pe scară cu mine și n-am mai apucat să sar. Bine că eu n-am pat. Că voi nu-mi pune și nu. E problemă, nu e problemă, haide. Nu, că nu mai avem scări să urcăm, aici e problema. Dăm TPR cătă. Pe bune, a distrus scara, pe bune. Da. Dar Kenzor m-a blocat. El stătea pe scară și m-a blocat. Ceapa lui. E și Kenzor cu noi în conferință, da, de încolo. Hai să vedem. Acum o să dea cu rachete, cred. Am dat TPR. O, rachete, motherfucker! Frate, pe bune, mi-a distrus peretele! What? Pune-l înapoi cu fier. Și vezi că am murit din cauza că m-a mai spawnat greșit. Că tot îmi dă receiving data. Am murit, pe bune! Pune-mi un pat, m-ai spawnat prost. Ce episod e ăsta? E un episod foarte heavy. Da, dar mor cam des în episodul ăsta foarte heavy. Dar punem un pat doar și gata. Frate, pe bune, ne dărâmă turnul. Oh my fucking god, am murit și eu, nu cred. Pune doar pai. Frate, și eram sigur că turnul ăsta nu o să fie bun, că era prea mic. Și am murit, cineva m-a omorât. Clar că trebuie... Ceva m-a omorât. M-am trezit deja mort. Poți dai TPR la mine? Stai că m-am trezit cu ceva mort. M-a omorât cineva, direct. Nici bine nu m-am spawnat că a murit. Dar îmi place jocul ăsta, știți? E genial. Oh my god. Băi, tipul ăsta ne distruge baza, băi, pe bune, lol. Ah, și ce fericit ești. Frate, turnul meu e în flăcări. Turnul tău, turnul nostru! Turnul nostru e în flăcări. TPR cătă. Ok, vezi că ți-am luat eu chestiile de pe tine, nu de alta, dar... Da, știu, TPR cătă. Am scris cu 2 de A. TPR cătă. Acceptă. Dar stai imediat jos până... 20 de secunde stai jos. Nu o să pot să ajung. Băi, Kenzor, dacă ne auzi, te rog, fă o scară, că eu nu știu să fac scară. Oh my fucking god! Nu cred! Scară e un default blueprint, deșteptule. A, pe bune? Da, e default. Nu știam, n-am făcut niciodată. Really, nigga. Cât... Oh, nu știam că e default, n-am folosit niciodată chestia aia. Am crezut că trebuie blueprint la scara de tipul ăla. Știi ce zic? Scara de aia de o pui pe perete, nu scara... Da, normală. Da, e default. Da. Trebuie să fac scara, să mă duc să-mi iau itemele pentru că s-ar putea să dispară. Entering the game. Oh. Tu ești stat gol. Nu-i baza. Pe bune. De ce mi-ai acceptat? De ce ai acceptat? Sunt în celălalt colț al mapei din cauza ta. Te-am dat în genul cu bolovan. Îți dau cu torța aprinsă încă. Mamă, ce drop a fost. Oh, da, da, știu. Pachetă. Hai mă, pe bune. De ce m-ai dat accept? Kenzor, dar nu te-am, gen, te-am dat accept, dar treaba e, Kenzor, dă-mi accept. Oh my god, nici să vorbesc nu mai știu. Da, deci trebuie să facem cel puțin două nivele de high quality ca să putem să ne batem cu elicopterul.
Și de ce m-ai mai pus să filmez? Ca să vadă oamenii cât de jalnic este să mori din cauza elicopterului și ce... Papi, Și ce ce rect îți retard poți sunt, mă, lua de la scuze-mă un pentru cuvinte. freaking Băi, nu elicopter? știam, sincer, nu. Eu am bătut un elicopter, adică chiar două, singur, doar cu boltul. Și aveam metal, înțelegi? Nu aveam high quality. Și Da, dar băi, Kenzor s-a eram destul de... blocat pe scară când am încercat și eu să cobor. Nu, treaba este, nu, treaba este în felul următor, scara aia micuță e destul de nasoală, înțelegi? Adică Da, știu. Deci, ți-o distruge destul de repede TPR Ken. și n-a fost foarte... Ai, sunt în building, bro, și fac. Da, băi, nu știu, Chezor încă se bate cu el, cred că o să se bată cu elicopterul până când o să rămânem fără bază. Acceptă, Ken. Dar undeva unde Sper să nu să mă accept. trezesc pe o plajă în loc să mă trezesc în bază. Că te știe cel mai bine asta. A, uite, avem un abonat pe server. Un abonat. Da, uite, Gina Pistol, ăla Johnny Pistol, auzi. Ah, da, tipul este de pe server, e de treabă. Am vorbit cu el, am ajutat ieri să facă niște chestii. A, de Băi, ce nu. pot să zic? Nu că se uită la episoadele mele. Frate, pe bune? Ai rămas suspendat în aer? Tu vorbești serios? Să nu-mi zici că m-a teleportat în aer. A, Dacă da! sunt aer. Dacă sunt aer, plâng. Teleportat! Oh, Dar unde Doamne, sunt turnul lucrurile ăsta e pe tale? jumătate distrus. Nu-mi o fi itemele. Oh. Itemele tale sunt la tine. Frate... Itemele mele. Itemele tale sunt la mine. Mai erau ale mele unde? Aici, dă-le, hai. Gata. Băi, Kenzor, ce iteme ai luat tu? Că sigur ai luat ceva, că am văzut corpurile. Mamă, l-am Ai văzut luat cum tu a sărit, chesturile astea? nebun. Unde e Băi, elicopterul? A, frate. elicopterul e Hai să departe. mergem la Kenzor. Băi, dar unde ești, Kenzor? E jos. Ok. E jos. Hai să-ți iei itemele, minion. Stucky lag, infect. Da, Așa. știu. A, ăla era ca-ul meu și ăsta era boltul tău. Facem așa schimbul. Așa. Thanks, man. Dar un lag Și atât de facem o mare. chestie. Atât Poate a să găsit facem o pe jos, chestie, auzi. Kenzor, dacă Elicopterul tot... oricum e în cealaltă parte a hărții, deci nu mai are Nu sens să-l... contează, chiar dacă e în cealaltă parte a hărții, acum trebuie să facem altceva, trebuie să facem... Deci, hai Trebuie să te să explic. reparăm baza! Sincer, nu mă deranjează că e jumate descoperită. Nu mă deranjează că un elicopter mi-a Uite cum făcut a murit! chestia asta. Adică, bănuiam că metalul ăsta e mai rezistent, pe bune. A, uite, mi-am găsit trupul. Doar cu câteva chestii pe el. Uite cum stă! Oh shit, oh shit. Ridică-mă și pe mine, te rog, că am căzut. Deșteptule! Da? Ce faci, cătă? Hai, pe bune, mă ridică și pe mine cineva. Ce faci? Mă ridici și pe mine, te rog? Ți-am dat help player de 3 ori. Ah, 4. mersi. 5. Dacă-ți dau loot, nu, nici loot nu merge. Stai puțin, că nu știu nimic. Uite, gata. Da, arma unde te... Frate, uite cum am murit, pe bune. Ți-am luat eu AK-ul. Ah, ok, dă-mă. Ce-ți vrea AK-ul înapoi acum sau cum? Da, aparent da. Ok. Și niște gloanțe. Păi, Kenzor, ascultă-mă puțin. Ascultă-mă puțin, frate. Aici, dăm puțin building plan-ul și niște lemn. Ca să încerc ceva, dacă tot a distrus așa. Dacă merge, ar fi genial. Uite niște glanțe dacă Doamne vrei, să uite. meargă. Fuck, nu merge. Uite glanțele, uite ale. Dacă le ai asta. Da, mersi. Plăcere. Băi, nu merge, Ok. nu merge. Tot am mai aruncat niște lemn, cred. Da, nu merge. Măi, treaba e în felul următor. Aici am greșit, înțelegi? Unde? Aici ați greșit voi, l-ați spus. Tot noi. Eu de-abia am intrat pe server și tot eu am greșit, știi? Nu, băi, nu, Oh, nu cred te-ai că gândit, revine nu. elicopterul. Sper să revină. Băi, dacă revine elicopterul până nu facem aici cu high quality, e inutil. Băi, Kenzor, poți să te duci să faci cu...
S-ar duce high quality? Nici Uite ce... nu-l văd. E, uite-te pe mini-harta că... E departe rău de tot. Credeam că e mai aproape. Da, e. Sigur l-a luat cineva și trai cum oftic că i-am dat destul de mult damage. Adică... Ai, că nu i-ai dat mai deloc. Nu i-am dat mai deloc. Băi, după ce ia foc, deja nu-i mai trebuie decât vreo 30 de gloanțe. Și 30 de gloanțe e puțin, frate. Da, cu toate că în toate videourile care toată lumea le face pare că trage în el jumătate de oră, dar de fapt nimeni nu știe din 200 de gloanțe dacă nimerește 50. Da, pe asta contează să și nimerește alea 30 de gloanțe după ce a luat foc. Exact, adică... Părerea mea e că distrugi mai repede un elicopter cu boltul. În primul rând că boltul dă mai mult damage. Adevărat. Dacă se întoarce ar dacă fi prea genial. Stai dacă, 3 oameni, dacă stai 3 oameni cu boltul... Dacă s-ar întoarce, ar fi genial. Ar fi efectiv genial să se întoarcă. Ce anume? Ah, da, ar fi bine, dar nu cred. Observ că cineva l-a luat acolo pe... Dar de ce s-a îndepărtat atât de mult? Lângă warehouse-ul ăla. Poftim? De ce s-a fi îndepărtat atât de mult? Păi, având în vedere că dacă s-a îndepărtat până... Pe cealaltă parte a muntelui, poți să-l atragi printr-un simplu shot, gen tragi în aer și se îndreaptă spre tipul care a tras sau... Mai trag eu în aer auzi, să văd dacă vine. Cineva trage afară. Eu trag. Eu trag cu Thompson-ul. Ah. Că poate să... Oh. Că uite că... uite, cred că se apropie. Salut, prietene, ce faci? Ok, nu s-a... Ce o să te angajezi la... Vezi că sunt pe lângă turn, da. Mersi. Cred că se întoarce. Se tot învârte în cerc, îl văd pe minimap. Băi, dacă l-aduci acum înapoi, ar fi ceva, să știi. Uite, opa! Am încerc să... Și m-am speriat că dacă s-a apropiat. Bine, pot să... Băi, deja încep să-l aud. Hai că mă duc repede jos, poate tu reușim să știi, dacă am reușit ar fi chiar genial. Mi s-a bubuit ăsta și văd doar un vârf. Ar fi ceva frumos să-l aducem, dar nu cred că n-am pe bune, ar fi ceva super dacă am putea să-l aducem. Ar trebui să mă apropii un pic de munte și mi-este să nu mă prind acolo dacă vine. Băi, dacă nu ai nimic să te protejezi, nu o face. Adică chiar nu e recomandabil. E de-a lungul muntelui. Dacă pierzi... Nici nu știu unde trag, poate... Da, nu cred că o să-l mai aduc înapoi. Băi, poate... Nu știu să zic. Nu se știe asta încă, dar... Încă e acolo, cred că a distrus Dita mai... Clanul de nu mai stă pe acolo și se învârte, acum se apropie. Băi, ți-am zis, e destul de... Nu vezi că se depărtează și se apropie de un warehouse, ceva? Acolo pe artă. Dar mă bucur că avem foarte mult fabric aici. De short. Băi, Kenzor. Asta e foarte tare. Că avem fabric. Tenzor. Opa, trage ceva mine. Opa, trage. S-au conectat băieții. Care băieții? Oh, uite un pic de acțiune în episodul de astăzi. Și băi, un pic de mult lag. Oh, shit. Mi-a dat un cap în ultimul hal. Unde e? Da, am primit un grunt. Sincer, mă uitam în direcția în care a tras și nu l-am observat. De asta am murit, pentru că stăteam pe loc și așteptam să vină un glonț spre mine, dar nu mă așteptam să-l dea pe primul în cap. Mă, cam învârt un pic. Nebune. Mă uit la fiecare bază și nu văd nicio bază care ar putea să tragă atât de bine după noi. Băi, mi se pare că este baza asta din lemn, pentru că practic nu e o bază, este o chestie care se numește PvP Arena, înțelegi? Are o... Da, e într-un fel un... Coloseum și... Da, ceva în genul. Cineva mă sună pe Skype, cred că este Mario.
Asta nu pic pe Mario. Tot văd glonțul, dar îl văd de undeva de jos. Dar pe tip nu-l văd când trage. Da, probabil de jos m-a luat și pe mine. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Că tot sunt în tur și mă învârt un pic. Ai baza. Fake buzz, ăla nu are cum de acolo, ia. Nu? Din... Ia high quality-ul ăsta și hai să facem următorul nivel. Nu-l văd. Nivelul ăsta ar trebui tot din high quality și în... A, e din baza aia mare, de piatră, am văzut acum. Da, ca-ul meu? Mi-a luat cineva ca-ul? Da, l-am luat eu. E din baza mare de piatră de acolo, l-am văzut cum a tras acum. Dar ok, vrei un bol, te rog? Ca să... N-am bol, n-am. Ce se întâmplă la băieți, opa. Nu... Mi se tot mișcă ținta și mă enervează. Ce... Ce enervant este că se mișcă! Ținta mea, de la ăsta. Îi văd căpățâna, dar nu pot să trag că se mișcă ținta. Nu, scot. Ăsta scot scopul, că poate nu se mișcă. Poate pe bune. Opa, m-a nimerit, m-a nimerit. Să că m-a nimerit destul de nașpa. El are un avantaj prea mare, că se poate ascunde, eu nu puteam să mă ascund acolo. Ah, lol, l-am văzut de unde trage tipul. Dar tu unde ești? Aici în zona cu... Sunt cu un nivel mai jos de turn. Sunt la penultimul nivel, nu sunt în vârf, sunt într-un fel mai jos. Ah, dacă aveam gloanțe high velocity, era dacă bine. Tot ai scos scopul, îmi dai scopul mie și... Nu l-am scos, nu l-am mai scos, l-am băgat înapoi. Ah, ok. Se tot mișcă și când trag și văd că pățâna, se duce în altă parte glonțul. Nu, se duce prea jos. Trebuie să high velocity glonțele. Vine un naked spre noi. Cu gloanțe, nebunul. Cine a căzut? Bune, cine a căzut? L-am nimerit. E un naked pe... La arena. Da, ai grijă că la arena acolo băieții sunt buni. Era în spatele arenei, dacă nu mă înșel. Că l-am văzut cum a alergat spre noi. Bine că avem membru. Îmi dai și mie caut, te rog, să încerc și eu să... Minion. Nu, dacă aveam high velocity, îl luam aici. Ia, ca uite. Mersi. M-aș duce pe ăla de jos. Totuși. Încă nu văd mișcarea. Tipul e jos. Și l-aștept. Mai am un glonț. Văd o lumină pe acolo. Pe lângă bază. Cred că s-a îndepărtat. Nu s-a îndepărtat naked-ul. Cred că era ala de la arena. O, i-am nimerit ținta aia care o are acolo. Zici că a pus ținta aia special pentru noi să ne antrenăm. O, am mai nimerit odată. Tu o vezi, eu nu o văd. Nu am vorbit. Eu țintă micuța. În fine, sper că v-a plăcut acest episod de RAS. Nu uitați să apăsați un like. N-a fost și nu știe ce, dar trebuia să fie ceva filmat. Credeam că o să luăm elicopter, dar nu l-am luat din păcate. În fine, deci salutare, dragii mei minioni, eu sunt MioPlays și pe curând. Bye!